Găsit la știri, iată subiectele. România se află sub cod galben de caniculă în țară din cauza valului de căldură. Sute de persoane au sunat la numărul unic de urgență 112. Și în județul Mureș a crescut numărul solicitărilor la serviciul județean de ambulanță și la SMURT cu aproximativ 25%. În continuare, medicii recomandă evitarea expunerii la soare în orele de vârf. Nici în zilele care urmează, situația nu se va îmbunătăți. Meteorologii anunță în continuare zile toride cu temperaturi maxime ce pot atinge frecvent 35-38 de grade, iar indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Metru cu metru cub din pădurile țării dispar în fiecare zi sute de arbori. La un singur control desfășurat de către polițiștii biroului pentru combaterea delictelor silvice pe raza județului Mureș, au fost aplicate două sancțiuni contravenționale în valoare de 8.000 de lei. S-a întâmplat zilele trecute când polițiștii au organizat o acțiune de combatere a ilegalităților provenite din exploatarea și transportul materialului lemnos, iar neregulile au apărut. Peste 25 de metri cubi de material lemnos în valoare de aproximativ 10.400 de lei au fost confiscați de către polițiștii de la ordine publică. Polițiștii din cadrul biroului de combatere a delictelor silvice au depistat în trafic un conducător auto care din comuna Hoda, care transporta 4 metri cubi de material lemnos fără documente legale. A fost depistat pe raza orașului și un delegat al unei societăți comerciale având ca obiect de activitate exploatarea materialului lemnos, care expedia peste 21 de metri cubi lemn rotund din specia FAG. În urma verificărilor efectuate de polițiști, a rezultat că materialul lemnos era expediat fără codul unic generat de aplicația SUMAL. Față de aceste persoane s-a luat măsura sancțiunii contravenționale, iar întreaga cantitate de material lemnos a fost confiscat. 13 autobuze noi destinate transportului urban de călători vor fi achiziționate de către municipalitate. Aceasta este promisiunea viceprimarului Claudiu Maior. Acesta spune că luna viitoare se va demara licitația pentru mijloacele de transport moderne. Caietul de sarcini este în stadiu de finalizare. Valoarea investiției se ridică la 3 milioane de lei pentru anul 2015, alte 3 milioane de lei pentru anul 2016 și 3 milioane pentru anul 2017. Să sperăm că vor fi mai multe în funcție de ofertele pe care le vom primi. Bineînțeles, ele vor fi cu aer condiționat, cu podea joasă pentru persoanele cu handicap, iar în anul ce vine sperăm că vom putea ajunge la o achiziție de minim 60 de bucăți. Banii sunt în prima tranșă alocați de la bugetul local, iar în ceea ce privește anul viitor achiziția de până la 60 de autobuze, ei vor fi printr-o bancă, prin BERD. Sper ca acest lucru se poată realiza, ca Târgu Mureșenii să aibă un transport bine pus la punct. Șoseaua Transalpina va fi deschisă în luna august și 60% din tichetele Rabla s-au epuizat. Acestea, dar și alte informații, în știrile pe scurt. CNADNR a suplimentat echipele de muncitori astfel încât în luna august șoseaua care ajunge la cea mai înaltă altitudine din România să fie deschisă. Deși oficial este închisă, de la începutul verii, mii de turiști au traversat pe DN67C, porțiunea care urcă până la 2100 de metri între Obârșia Lotrului și Rânca. La 2000 de metri a fost amenajat chiar un spațiu comercial unde turiștii pot achiziționa fructe de pădure, ceaiuri și brânzeturi. Neoficial, numărul celor care tranzitează zilnic Transalpina se ridică la aproximativ 500 de autoturisme. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a declarat că românii au achiziționat până în prezent 371 de autovehicule nepoluante prin intermediul programului Rabla 2015, iar din totalul celor 20.000 de tichete alocate persoanelor fizice, peste 60% au fost epuizate și utilizate deja de către populație. La data începerii programului Rabla 2015, datele din piață indicau vânzarea a 60 de astfel de mașini, dintre care cele mai multe au fost hibride convenționale. Numărul total de tichete disponibile persoanelor fizice în ediția din acest an este în creștere cu 3.000 față de ediția din 2014.
Toate spitalele din județul Harghita au fost interconectate printr-un sistem informatic ultramodern, realizat cu fonduri europene care oferă posibilitatea medicilor specialiști să aibă acces la datele medicale ale pacienților pe care îi tratează, dar permite și pacienților să-și consulte dosarul medical. Proiectul se intitulează E-Sănătate, servicii medicale de calitate, sistem informatic medical la nivelul județului Harghita. Valoarea proiectului se ridică la aproximativ 7,4 milioane de lei și a fost finanțat prin programul operațional sectorial. Cele 5 spitale conectate la acest sistem sunt din Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni, Toplița și Tulgheș. Campania Sângele Donat Salvează Vieți, Poți Fi Și Tu Un Salvator, Donează Sânge, inițiată de Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Târgu Mureș, a poposit din nou la Reghin. Sala de ședință a primăriei municipiului Reghin a fost deschisă pentru cei care au vrut să salveze o viață. Cu toate că temperaturile de afară creează probleme, reghinenii au răspuns prompt și de această dată donând sânge. Numărul donatorilor a crescut semnificativ față de acum 3 săptămâni datorită campaniei bune de promovare. Până în prezent au donat în jur de 26 sau 27 de persoane. Afară mai sunt inși care așteaptă și au fost și persoane care nu au îndeplinit criteriile de donare și din acele motive au fost refuzate. Dar activitatea merge bine. Chiar dacă afară este foarte cald, aici avem condiții bune și încercăm să ne desfășurăm activitatea cât mai bine. Facilitățile au fost și de această dată aceleași ca la orice donare de sânge. Oamenii au primit bonuri valorice și o zi liberă de la locul de muncă. Poate o să fim și noi vreodată nevoie și atunci și noi o să ne bucurăm dacă cineva donează pentru noi. Vă simțiți slăbită sau aveți vreo neplăcere? Nu, nici. Mă simt foarte bine. Reghinenii s-au arătat deschiși și au susținut faptul că existența unui centru de transfuzie sanguină în Reghin i-ar fi făcut mult mai receptivi. Echipa de futsal ACS Pro Tineret Sighișoara, promovată recent în Liga 1, a cerut în cadrul unei ședințe sprijin financiar din partea primăriei pentru a putea să-și desfășoare activitatea. Cei prezenți la ședință au fost de acord și s-au declarat mulțumiți de rezultatele echipei. Totul depinde acum de votul consilierilor locali. În sala mică din primăria Sighișoara, antrenori, sportivi, sponsori și susținători s-au adunat pentru a cere ca echipa lor să primească sprijin. Nu am fost de acord să cerem bani de la primărie din primul an pentru că în primul rând a fost să demonstrăm că putem face ceva sau nu. Deci nu suntem pe modelul prima tăcerem și după aceea demonstrăm și vedem dacă putem merge mai departe sau nu putem merge mai departe. În doar 2 ani de activitate, ACS Pro Tineret Sighișoara a reușit să promoveze în Liga 1. De asemenea, din echipa de seniori au fost selecționați 2 jucători la echipa națională. Toate aceste performanțe au fost posibile cu sprijin financiar venit din partea sponsorilor. Acum s-a ajuns la un alt nivel. Ce proceduri trebuie urmate pentru ca echipa să primească bani din partea primăriei, a explicat viceprimarul orașului. Cât se poate bugeta în 2 etape, deci vorba de tur și respectiv de tur, facem o informare cu sumele de care discutăm în etapa 1 și etapa 2, și dacă Consiliul Local agrează în ședința ordinară treaba respectivă printr-un vot, data să cer eu, de principiu, în acord de principiu, pardon, e ok, mergem mai departe înainte și putem iniția proiectul de hotărâre. Consilierii locali prezenți la ședință au spus că sunt de acord cu finanțarea. Unul dintre ei însă a atras atenția că la votul final lucrurile s-ar putea schimba. Ar trebui, nu știu, poate chiar discutat cu fiecare consilier în parte, să știm ce ne asumăm, să nu dea oamenii ăștia sau să nu dăm un acord de principiu, să ridicăm mâna și când trebuie să votăm pe bune, să vreo 5-6 să nu vină la vot și să anunțe la federație că tot e ok și să ne facem de minune. Până la sfârșitul acestei luni, reprezentanții echipei de futsal trebuie să trimită un răspuns oficial Federației Române de Fotbal, și anume dacă își permit sau nu, din punct de vedere financiar, să presteze în prima ligă. Peste 300 de corpuri de iluminat noi au fost amplasate în locul celor vechi la școala gimnazială Friedrich Schindler din Târgu Mureș. Instituția de învățământ este singura din municipiu care funcționează cu 3 secții de predare în limbile materne română, maghiară și germană. Corpurile de iluminat au fost amplasate în sălile de clasă, la bibliotecă, în laboratoare, în cabinetele de diferite specialități, dar și în cel medical. De astăzi consumul va fi mult mai mic și luminozitatea mult mai bună. Nu vreau să mă opresc aici și totodată vreau să le mulțumesc celor de la Friedrich Schindler care astăzi, în zile de vacanță și pe o căldură destul de mare, continuă să
fac reparațiile și dacă o să filmați, o să vedeți că suntem într-o sală pe care și-o renovează singur, e adevărat, cu materiale de la Primăria Municipiului Târgu Mureș, dar important este că găsești oameni care cu adevărat pun suflet la școala pe care au. Zeci de târgu mureșeni iau cu asalt în aceste zile ștrandurile și piscinele din oraș. Seara trecută la complexul Weekend părea că se face schimbul de noapte. Cei care au petrecut toată ziua în apă, pe terase și la soare, plecau acasă predând ștafeta celor care preferă să se scalde noaptea. Nu am stat nici noi departe de bazine. Haideți să urmărim imaginile. De la ce oră ești aici? Nu știu, de la 8, cred. De nopțile calde și briza ușoară, să pierd vremea cu tine pe o bancă pe afară. Să vorbim despre toate și nimic într-o seară, să prindem răsăritul pentru a nu știu câta oară. Ne punem ochelari de soare și fugim cu primul tren de sus în gară către mare. Trimitem luna la culcare și facem din noapte zi. Deși este ora 22, iar termometrele arată aproape 30 de grade, zeci de târgu mureșeni încă petrec în bazinele de la complexul Weekend. Oamenii spun că vin în fiecare seară după ora 20 și stau ore bune în apă. După o zi de muncă și temperaturi de peste 33 de grade, nimic nu se compară cu o baie la ștrand. Asta e cel mai bun refresh pentru toată ziua. Cum este apa? Este o apă excelentă și foarte plăcut la clar de lună. Vin în fiecare seară cu mare plăcere. E mai bine ca în timpul zilei, la amiază. Păi la ora asta e ok. Bună, de când sunteți aici? Cam de la 8 și ceva de genul. Deci seara veniți? Seara. E mai bine? E mai bine din cauza căldurii. Deci ziua la muncă și seara la distracție. Aici, da. Temperatura ridicată din termometre nu s-a dat bătută până aproape de miezul nopții, atunci când se înregistrau 27 de grade. Plăceala a ținut până târziu noapte, iar mâine o iau de la capăt, spun oamenii. Cei 17 ani de emisie Radio Son Reghin au fost sărbătoriți cu mare fast. Sonații și-au premiat ascultătorii fideli. Cele mai frumoase urări trimise către crainici au fost răsplătite. O mulțime de oameni au felicitat pe cei de la radio. Unii dintre ei au compus chiar poezii pe care le-au dedicat celor care le aduc în fiecare zi bună dispoziție. O parte din echipa Radio Son a luat la pas străzile din Reghin pentru a da mâna cu ascultătorii fideli și pentru a-i premia. Au fost surprinși cu atenții și alții care au promis că vor schimba radioul de acum încolo pe frecvența 87,8 FM. Ascultați Radio Son! Exact, uite, 87,8. Vă treziți dimineața cu cafeaua de dimineață? Da. Ne trezim. Reușește să vă dea energia necesară pentru o zi de muncă? Da. Sonații au sărbătorit cu multă muzică și momente dulci, amintindu-și cu drag de cei 17 ani de emisie. 17 ani nu i-am trăit alături de Radio Son, dar sunt mulți. Am crescut alături de Radio Son și acum fac parte din echipa Radio Son, ceea ce mă bucură. Sper ca peste mulți ani să mai vină alți pici care să zică Dora Patron de la Radio Son, la fel cum suntem noi cu colegul nostru Ghiță, care este veteranul echipei. Pe 13 septembrie 2006 am intrat prima dată în direct. Uite, au trecut 9 ani de zile și 17 ani de când ascult Radio Son. Și când eram mică, totdeauna mă întrebam oare a cui e vocea Ghiță Zileriu, vroiam întotdeauna să îl cunosc și totdeauna ascultam dedicațiile, ascultam emisiunile. Echipa Radio Son susține că, dincolo de agitația unei zile obișnuite de muncă, cei care vă servesc zilnic știri, muzică bună și animație fac parte dintr-o echipă unită care promite să rămână mereu alături de ascultători. Sunt Bogdan Barbu și vă prezint știrile Radio Son. Astăzi celebrăm 17 ani de când Radio Son emite știri pe hituri, știri de interes local și chiar național. Mă sincer la mulți ani Radio Son și la mulți ani celor care ne ascultă, acum celor care ne privesc, sincer mulțumesc, dar în fiecare an e o zi deosebită. Acum, faptul că eu sunt veteranul s-a întâmplat, dar sincer n-aș putea trăi fără radio. Nu știu cum ar fi fără radio și sincer mă bucur. Mă, suntem chiar o echipă de sonați, adică... Da, jocul de cuvinte e chiar ok. Anul viitor, echipa Radio Son va sărbători majoratul, vor împlini 18 ani. Asta înseamnă că petrecerea va fi una mult mai mare, iar premiile pe măsură. Situat la cea mai înaltă cotă a Târgu Mureșului, platoul Cornești deschide o superbă panoramă asupra orașului, oferind pe lângă peisajul natural și spații de joacă pentru piticii din Târgu Mureș. La scurt timp de la finalizarea parcului, micuții l-au denuit cel mai frumos loc de joacă din oraș.
Pădurea și Parcul Cornești oferă o răcoare plăcută și odihnitoare în zilele toride de vară. Tot mai mulți părinți, bunici, însoțiți de copii sau nepoți se refugiază în acest colț de joacă. Ați venit cu nepoții în parc? Da, da, cu nepoțica am venit, da. Cât timp petreceți în parc? Dar aproape zilnic venim. Am venit la un examen de admitere cu unul din băieți și cu ceilalți frățiori. Am venit aici că am fost și la grădina zoologică. Și am venit să ne ocupăm timpul. Este și soare, și umbră, și locuri frumoase unde se pot juca copiii. Domnul din imagine nu a mai fost în țară de 20 de ani și nici în Târgu Mureș, fiind plecat în Spania. La revenirea în țară a venit cu fetița sa la joacă, încântat de oportunitățile pe care le oferă platoul Cornești. E foarte frumos, e aer curat, rece, e pădure, mulți copii, le place la copii. E prima dată când veniți? Da, sunt cam 20 de ani de când am mai fost pe aici. Și de aici mergem la grădină, vizităm pe acolo, e super locul. Așa că chiar vrem să mai venim în vacanța asta, zilele viitoare. Hola! Spune-le ceva. Bien. Dile cum o te iamă, pregunta-la. Bianca. Zona special amenajată de primărie este vizitată anual de 10.000 de turiști. Aici punem punct acestei săptămâni. Natalia Lazar, sunt un weekend excelent să aveți!